Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Sportiv. În divizia națională a intervenit o pauză care va dura până luna august. Prilej pentru unii fotbaliști să se relaxeze, alții cu siguranță preferă să plece la odihnă, însă invitați alături de mine îi am pe doi jucători de la Zimbru Chișinău, capitanul galben-verzilor Ioan Jardan, dar și pe experimentatul mijlocaș Alexandru Onică. Bine ați venit la emisiunea Obiectiv Sportiv. Bine v-am găsit. Bine m-am găsit, bună ziua! Așadar, o pauză în divizia națională, profitați de ea din plin, cu siguranță. Cu ce se ocupă fotbaliștii de la Zimbru în tot acest răstimp în care, iată, a intervenit mica pauză? Da, era preconizat o vacanță de 7-8 zile, dar a intervenit s-a organizat un amical în Egipt. Miercuri jucăm cu locul nou FC Piramida în Cairo și astfel vacanța noastră începe abia de joi. De joi și avem circa 5-6 zile un pic să ne recreăm, să ne odihnim, să ne pregătim pentru a doua parte a campionatului. Să înțeleg că oficialii clubului au găsit un adversar mai bun decât Viitorul Constanța, căci ați jucat și cu echipa din România, însă scorul a fost unul de proporții. Da, au fost mai multe situații. Ei au schimbat la fiecare 30 de minute, au schimbat echipa în totalmente, au scos cei 11, au pus alții. Era destul de dificil noi după drum, în 14 oameni cât am jucat, destul de s-a simțit diferența. Și golurile care s-au marcat, deja s-au marcat când s-au schimbat echipele. Deja au intrat băieți mai proaspeți, noi un pic spre sfârșitul primei reprize deja obosiserăm și asta s-au și marcat. Ce ține de amicalul de miercuri? Eu cred, acum nu știm nimic despre echipă, sperăm să fie un adversar bun, deja o să vedem miercuri, ne pregătim, noi încă n-am ieșit în vacanță. Alexandru, după încheierea 14 etape, Zimbru Chișinău nu a demonstrat rezultate atât de satisfăcătoare, să nu zic bune. Doar două victorii, sunteți printre echipele care poate fi considerată campioana remizelor. Totuși, cum califici evoluția echipei după disputarea acestor etape? Da, ca joc, noi am jucat, eu spun că am jucat foarte bine, am avut posesie, am avut ocazii, dar eu cred, și este părerea mea, că noi nu am avut noroc la unele meciuri, că chiar am condus și până la urmă nu am putut să obținem egal. Victoria. Dar pentru noi este binevenită această pauză, să putem să ne relaxăm, putem să ne gândim, putem poate să, nu știu, să ne pregătim altfel, cum am făcut-o iarna. Și eu cred că să revenim în două jumătăți, revenim cu alte puteri și cu numai cu victorii. Da, Ion, joaca asta de șoarecele și pisica se numește un antrenor, după care este demis. Mă refer aici la domnul Laga. El a fost înlocuit cu Sergiu Secu și până la urmă evoluția echipei nu a fost cea așteptată de fani. Da, desigur, și noi nu suntem bucuroși de poziția care avem în clasament. Tot suferim. Chiar este un rezultat rușinos pentru noi. Noi asta înțelegem și încercăm să schimbăm situația. La moment nu prea se primește și iarăși s-au schimbat antrenorii. Nu ar însemna acest lucru că se vor schimba și rezultatele peste noapte. Iarăși s-a depus o muncă, zic eu, bună. Până la domnul Secu, acum deja s-a schimbat un pic sistemele de antrenament, fiecare antrenor vine cu filozofia lui. Urmează să avem o pauză de pregătire, urmează după ce revenim de vacanță această pauză, un cantonament de 4 săptămâni circa, și aici deja se va pune fundamentul pentru a doua parte a campionatului. Alexandru, spuneai că echipa nu a avut prea mult noroc în unele partide. Tu ai reușit să înscrii două goluri în partida cu Dinamo Auto
Și până la urmă echipa a remizat, la fel ai mai înscris într-o altă partidă, la fel egal, 1-1. Ești mulțumit de evoluția ta, per general? Nu, poate așa un pic, undeva mă gândesc că am marcat, e ceva normal, orice fotbalist vrea să marcheze, dar până la urmă contează rezultatul care noi ieșim să luăm victorii. Dar iarăși, poate s-a pus, în ultimele meciuri s-a pus, poate că nu am avut, avem jucători mulți tineri care nu au experiența aceea care poate să, chiar la meciul cu Zarea s-a arătat că am făcut niște greșeli care din situații foarte simple, nu am putut să protejăm mingea, nu am putut să protejăm rezultatul. Dar până la urmă am câștigat, s-a văzut că nu avem încă experiență, dar eu cred că rezultatele o să vină cu pauza asta care noi acum avem și o să ne ridicăm clasament, pentru că situația în clasament este foarte aproape. Cu două câștiguri la rând, noi putem să... Cu două victorii la rând, noi putem să ne ridicăm sus. Bine, voi sunteți jucători experimentați, aveți în spate multe meciuri și pentru alte echipe. Credeți că această stabilire a relațiilor dintre jucători experimentați și cei tineri este benefică la o echipă sau e loc de a stabili o echipă totuși din jucători experimentați? Pentru că Zimbru, să recunoaștem, pune accent pe dezvoltarea tinerilor jucători. Mă refer aici la foarte mulți jucători. Același Stână, Nicolaescu, un atac. Dămășcan. Chiar din iarnă și în interviuri și în declarații, conducerea clubului și antrenorii au spus că punem accentul pe fotbaliști tineri. Având cea mai mare școală din Republica Moldova și cea mai titrată școală din Republica Moldova, este și normal ca clubul Zimbru să scoată roade din academie, aducând toată echipa de stranieri sau cu fotbaliști experimentați, automat tu nu dai șansă fotbaliștilor de la academie să se dezvolte. Și asta ar fi o strategie destul de bună. Da. Există și un minus. Există și un minus. Tinerețea este un factor care influențează în anumite situații mersul jocului. Fotbaliștii tineri sunt mai puțin experimentați, fac mai multe greșeli, fonul emoțional nu este stabil comparând cu fotbaliștii experimentați. S-a văzut în unele meciuri unele situații, lipsa de experiență și s-au făcut multe greșeli unde au fost penalizați. Dar acest tandem deja s-a consolidat, noi suntem împreună de jumătate de an, s-au făcut unele greșeli, unele lucruri bune, dar acum eu văd că s-a creat un grup unit, un grup puternic și împreună băieții experimentați cu băieții tineri, eu cred că încep să se vadă prin calitatea jocului, chiar și prin ultimele meciuri se vede un progres anume ca joc de echipă. Da, mulți suporteri ai galbenverzilor consideră că stranierul William Pozo ar fi puțin cam individualist în multe faze. Ce părere aveți? Da, este un jucător, se vede tehnic, care poate să scoată 1, 2, 3 jucători din joc, dar el face tot, dar când merge vorba, când acolo trebuie să finalizarea, ori să dea pas, ori să șuteze, acolo parcă nu are ori experiență, ori parcă nu are curajul acela, știți, este mai mult implicat în dribbling-uri decât în faza de finalizare. Și asta cred că mult a contat, cam în 10 meciuri undeva când el a jucat, a avut multe ocazii care putea să dea pasă, putea să finalizeze el singur, dar este un jucător bun și care poate să ajute la orice echipă. Alexandru, nu ai avut așa un regret în suflet atunci când ai văzut că, spre exemplu, Zarea Bălți a obținut biletul în cupele europene, tu revenind la Zimbru de la echipa bălțeană după ce ați cedat în finală cu Nilsani? Nu am avut, nici nu m-am gândit la asta, știți, după ce a fost situația asta la Zarea, care nu știa ce să fie, o să fie echipă sau nu o să fie echipă, sau să așteptăm, o să ia cine o să ia cupa asta, tot e o situație care pentru mulți fotbaliști
când au familie, au copii acasă, noi nu trebuie să așteptăm de la cineva un cadou. Cum m-a contactat și la Zimbru, am primit cu plăcere această invitație și sunt bucuros că am ajuns chiar la această echipă și aș vrea mult să dau pentru echipă și pentru jucătorii care sunt mai tineri, cu experiența mea, să-i ajut să progreseze numai. Ioan, și tu ai revenit de la rivala Sheriff Tiraspol, deși mulți deja nu mai consideră rivalitate acea situație dintre Zimbru și Sheriff. Mă refer la ultimele rezultate între cele două echipe în confruntările directe. Ai venit cu mare plăcere înapoi. Cum a fost acolo la Sheriff? Eu chiar când am plecat de la Zimbru am rămas în relații foarte bune cu tot ce înseamnă Zimbru, începând la conducere, terminând cu oamenii de serviciu. Cu toți țineam legătura pe parcursul campionatului, oricum discutăm, ne-am mai întâlnit. Mereu am discutat despre revenirea la Zimbru, că ar fi o plăcere pentru mine. Din start, eu când am plecat la Sheriff, au fost careva circunstanțe care practic m-au impus să caut o nouă echipă. Era un schimb de președinți la club. Era o situație cam cum a fost și la Alex la Zarea. Nu erau certitudine, nu nimeni nu știa ce va fi. Toți spuneau că Zimbru ori se scoate din campionat, ori va juca doar cu copiii. Și în această situație, având familie, având copil, ești nevoit să cauți o soluție. Mereu cauți cei mai buni și astfel am plecat la Sheriff. Și ai luat o decizie bună, ai luat și titlul. Chiar două da. Titluri într-un an. Da, e bine să te transferi totuși la Sheriff Tiraspol. Oricum, Sheriff-ul are tot pentru a face performanță. Începând de la o bază excelentă, condiții excelente și terminând cu situația financiară. Atâta timp cât ești la Sheriff, te gândești practic doar la fotbal, nu ai alte probleme, pentru că tot se oferă. În restul campionatului este, cu toții cunoaștem situația din campionatul intern, fotbalul este un sport care necesită foarte multe investiții și automat, practic, nimeni nu-și permite să investească într-un sport care nu prea aduce venit. Dacă ne gândim, să ne gândim așa logic, aceleași condiții le are și Zimbru Chișinău, doar cu excepția faptului că echipa de pe strada Butucului nu poate să realizeze acele transferuri pe care le face. Eu aș spune că tot bugetul Zimbrului e ca un salariu, la un jucător stranier. Dacă el aș echivala, cu siguranță tot bugetul salarial al Zimbrului este un salariu al un singur fotbalist de la Sheriff, ca stranier. Iarăși pe o lună de zile. Pe o lună, da. Da, cum stați cu salariile la zi? Totul este în regulă? Nu aveți restanțe? Contractual, tot ce ne-am înțeles, totul se îndeplinește. Deci salarii nu sunt mari, dar se străduie și domnul Seva Botnar se străduie să dea tot la timp, să ne facă toate condițiile, până la ziua de azi. Bine, dacă vorbim de titlu, până la urmă, credeți că Sheriff are rivală? Mă refer aici la Milsami Orhei, vicecampioana. Cine credeți că poate lua titlul în divizia națională? Pentru că suspansul ar fi. Foarte greu să lupți contra Șerifului din mai multe puncte de vedere. Din start, starea financiară, situația financiară, ei își permit să aducă orice fotbalist își doresc. Acum s-a văzut la mai aproape de pauză de campionat că s-au întărit cu foarte mulți fotbaliști. Uitându-ne la restul echipelor, practic nu au așa o posibilitate să completeze lotul. În cazul, chiar și în cazul Zimbrului, în caz că se accidentează 3-4 băieți, deja avem probleme de lot, nu știe cine să joace. Ceea ce Sheriff-ul mereu are 2-3 echipe, poate să pregătească fără nicio problemă. Și din acest motiv foarte greu este să lupte restul echipelor cu Sheriff. Din start îi pornesc cu prima șansă, cu prima mare șansă. Alexandru, până la urmă, obiectivul celor de la Zimbru e să prindă podiumul, pentru că dacă ne uităm la clasament, nu este o distanță prea mare și Petrocup se mai împiedică în unele partide, chiar dacă va învins în ultimul meci direct.
Da, corect, corect. Noi avem destul timp și destul de șanse avem ca să prindem un loc de podium, că pentru că a arătat campionatul acela Șerif, a pierdut puncte, același Minsami, toți pierd puncte și, cum am mai spus, două sau trei victorii la rând, noi suntem de acum acolo în primele trei. Șanse sunt, dar trebuie să credem în noi, trebuie să muncim fiecare, aparte trebuie să analizeze din jucători, de la zimul, să analizeze ce au făcut, cum au făcut, în ce să mai adauge și rezultatele să vină. Până la urmă, obiectivul echipei Ion este podiumul și participarea în cupele europene. Nu avem ca obiectiv doar să participăm. Desigur, când intri într-o competiție, dorești să iei locurile de frunte. Din start a fost pus acest obiectiv. Cel puțin eu personal, în orice n-aș face, încerc să iau maxim. N-are rost să faci pur și simplu. Cu siguranță ar fi din situația în care ne aflăm acum să ne luptăm pentru locul 3. Este destul de real. Suntem practic toți aproape. Cum a spus și Alex, o victorie două consecutiv și situația în clasament pentru locul 3 se egalează. Tu, Ioane, marchezi, o faci rar, dar iată, ai marcat într-un meci foarte important, la ultimul meci acasă, înaintea pauzei, o partidă maraton, 4-3, cu Zarea Bălți, una din codașele clasamentului. În acel meci împărțeam ultimele două locuri împreună cu Zarea înainte de acel meci. Era un meci foarte principal pentru noi, din punct de vedere psihologic, din punct de vedere al clasamentului. În caz de un eșec, Doamne ferește, eram pe ultimul loc și ieșeam în vacanță de pe ultima poziție. Două ori am întors rezultatul, pierzând 1-0, după care 3-2, am reușit să revenim, am întors rezultatul. Tu ai marcat pentru 2-1, după care echipa a început foarte prost după pauză, fiind condusă. Da, fiind condusă, am scăpat practic în minutul 2 al reprindii secunde. Da, a fost un meci interesant pentru public. M-am făcut și noi multe greșeli. Am fost penalizați direct, 3 greșeli, am scăpat 3 goluri. Bine că am reușit să se întoarce rezultatul. Că am marcat gol, da, e o satisfacție personală, dar în primul rând, în acel moment, ne doream doar victoria. Indiferent cum jucăm, indiferent de cine marchează, ne trebuia doar victoria în acel moment. Ceea ce am obținut-o și ne-a ridicat un pic mai sus în clasament, fiind acum pe locul 5. Da, avem imagini de la această partidă în care Stână a adus golul victoriei, minutul 86, a transformat băiatul, tânărul băiat. De fapt, a fost un meci interesant și pentru crainicul echipei. Atunci când se marchează multe goluri, cu siguranță întâlnirea devine mult mai captivantă. Da, golul marcat de Stână. Important este ca Zimbru să continue cu victoriile. Din păcate a venit înfrângere cu Petrocub. De la revenirea din vacanță o să aveți un meci foarte tare, Ioan. În deplasare cu Milsami Orhei. Este o echipă de bătut, Milsami, având în vedere că s-a duelat direct cu Șerif și iată, a scos o remiză. Desigur, orice echipă din campionatul nostru este de bătut. Nu există adversar de neînvins. La fel, în campionat am jucat un egal și am pierdut 1-0 dintr-o greșeală deja individuală la ei, la Orhei. Noi orice meci abordăm cu aceeași seriozitate, indiferent de adversar. Noi, la moment, avem nevoie foarte mult de puncte. Avem o pauză, ceea ce este benefică pentru noi, pentru că s-a schimbat antrenorii vin cu noi viziuni, cu noi tipuri de antrenament, cu nouă tactică și avem la dispoziție circa o lună ca să o percepem mai bine și să facem o pregătire pentru a doua parte a clasamentului. Cu siguranță această pauză va fi benefică și noi vom fi pregătiți la maxim pentru acest meci. Ion, tu ești de profil fundaș, Alexandru este mijlocaș la închidere, încerci să distrugi într-un fel jocul adversarului. Totuși, dacă ne uităm la golaveraj, nu stă prea bine Zimbru. 17 goluri marcate, 20 primite. Are defensiva probleme la echipa Zimbru?
Corect, au mai ratat ultimele meciuri, că noi facem tot, parcă ajungem acolo la poartă, dar faza de finalizare noi nu putem. Poate nu e experiența lui, același Niculescu, același William, același Damășcan, același Nichita Iurașcu, care ies acolo și nu, când trebuie să finalizeze, ei parcă au... Nu, se precipită. Da, nu, parcă au, se tem sau nu știu ce. Și au ratat asta ultimele meciuri, că nu avem un... atacant care să, din orice ocazie, să facă gol. Dar pentru asta avem pauză acum în campionat, care trebuie să lucrăm la acest aspect și sper să fie ok. Ioan, te lipsește un Harry Kane la echipa Zenit? Ar fi perfect un Kane. Okay. Da, când scapi 20 de goluri, mai mult vorbesc din profil defensiv. Înseamnă că avem careva probleme în, și în apărare. Ne asumăm acest lucru. Desigur, nu putem să dăm vina pe unul sau pe altul, pentru că fotbalul e un joc de echipă, da, de corect. Împreună atacăm, împreună ne apărăm, înseamnă că problema este la toți. Noi analizăm video, practic zilnic avem ședințe video, analizăm jocul nostru, jocul adversarilor, analizăm tot ce se poate, după care asta implementăm la antrenamente. Se lucrează foarte mult, dar la moment ceva nu ajunge, cum a spus și Alex, parcă facem totul corect, ajungem în faza finală, ultimul pas, ultimul șut, ceva nu merge, la fel și în apărare, parcă jucăm compact, parcă iarăși o greșeală două și suntem penalizați direct. Și Zarea, s-au făcut trei greșeli simple, ni s-au marcat trei goluri. Trei fără... șuturi, trei goluri, să spunem așa. Greșeli care, iată, duc la încasarea golurilor. Bine, dacă tot am pomenit de Harry Kane, voi sunteți conectat cu fotbalul. Sportul rece în această vară totuși ne-a dus a 21-a ediție a campionatului mondial. Voi priviți cu siguranță acest turneu. Alexandru, pentru tine, spre exemplu, a fost o surpriză faptul că prematur au părăsit acest turneu grandios din Rusia, reprezentativele Portugaliei, Spaniei, Argentina. Sau Argentina. Da, desigur, au arătat încă o dată că fotbalul este un joc foarte interesant și nu trebuie să te aștepți. Ce e scris pe hârtie, asta nu o să fie în practică. Asta a fost încă o dată demonstrat, da. Este o surpriză că Portugalia, că Spania, chiar cu așa jucători, cu așa componență, că au plecat acasă. Dar așteptăm multe meciuri interesante în continuare și sper să mai fie surpriză, ca să ne uităm altfel la fotbal. Ioane, ultimele 10 baloane de aur au părăsit meciul încă în optim. Sunt în aeroport. S-au înțeles. Da. La câteva ore, apropo. Da. Păi Messi l-a așteptat la aeroport. Probabil. Da, păi asta și face acest sport mai spectaculos. Răsturnarea situației, rezultate neașteptate, pentru că dacă era totul, cum a spus și Alex, dacă era totul după hârtie, după cum spun specialiștii, după cum spun casele de pariuri, nu era interesant. Uitai așa ca la un film care l-ai văzut de câteva ori. Dar așa este, chiar și Rusia au câștigat de la spanioli. Cine putea să-și închipă acest lucru vreodată? Majoritatea suporterilor făceau glume că ei nu vor ieși din grupă, dar au trecut de Spania, una în cele mai titrate țări din lume. Fost campioană mondială. Da. Și în general, și foarte multe surprize. Asta și e de farmec acestui sport. Da, și apropo de Rusia, a fost o surpriză că au reușit calificarea din grupă, având în vedere că elevii lui Cercesov aveau rezultate foarte modeste în partidele amicale. Corect. Nimeni nu dădea nicio șansă că o să iasă din grupe, dar ei au arătat că au fost o echipă unită și la orice meci au ieșit ca la finală. Și au demonstrat chiar și cu echipa Spaniei, care nimeni nu dădea nicio șansă, nu că să mai califice, dar au jucat 120 minute și la penalti au ieșit. Asta e bravo lor și sper să o ții tot așa în continuare și să avem meciuri tare. Credeți că în fotbal este benefică introducerea tehnologiei video, care la acest turneu mondial a demonstrat că este oportun
goluri din offside sau chiar penalti, un record al competiției. Miza este foarte, foarte mare. În primul rând se pun în joc foarte multe surse financiare, foarte multe câștiguri. Astfel se elimină și factor greșelile umane. Desigur, nu trebuie de făcut uz de aceste video repetări sau analize video, doar în momentele cheie, gen penalti, gen cartonașe roșii, atunci, da, eu sunt de acord că este o implementare foarte, foarte bună. Din păcate, la noi nu știu când va apărea sau probabil copiii noștri vor juca cu aceste... Dar eu, mie îmi plac, eu sunt doar pentru că se elimină factorul uman, greșelile umane care s-au văzut la foarte multe finale, chiar de Liga Campionilor, de meciuri importante, când greșelile umane au schimbat soarta meciului. Și sportul, fotbalul este fair play și trebuie să fie corect. Asta și se subînțelege fair play. Și să câștige echipa care merită, nu din cauza unei greșeli de arbitraj. Alexandru, tu în cariera sa, pe lângă echipele din divizia națională, ai mai evoluat și în afara țării. Unde te-ai simțit așa, cel mai bine din punct de vedere fotbalistic? Cel mai bine, clar, cum am simțit la Borșa Poltava, acolo a fost o atmosferă foarte bună, cu echipierii m-au întâlnit, din prima zi m-am simțit foarte bine acolo. Au arătat că se joacă fotbal peste tot. Nu numai Ucraina sau Rusia sau Europa. Au arătat că totuși ce avem aici înăuntru este cel mai principal în ziua de azi la fotbal, nu numai banii sau orgolii sau altceva. Foarte bine. Dar eu intru în contact la orice echipă cu orice fotbalist. Eu așa sunt un om și mă simt bine chiar și acum la Zimbru, că măcar că sunt mulți tineri și asta. Mă simt bine oriunde. Principal să joc fotbal. Asta. Până la ce vârstă îți propui să continui? Nu ne-am pus niciodată. Dacă țin nu am pus niciodată. Merg de zi cu zi. Principal să fiu sănătos și să pot să merg mai departe. Asta e. Pe scurt, Ion, ce șanse au echipele noastre în cupele europene după ce și-au aflat adversarii? Șerif a fost cap de serie, va întâlni georgenii de la Torpedo cu Taisi. Însă mai puțin noroc au avut reprezentantele din Europa League. Da, eu susțin toate echipele, îmi doresc și le doresc lor succes, îmi doresc să treacă în faza următoare. Noi toți avem nevoie de aceste meciuri internaționale, de victorii internaționale, pentru că astfel ne crește ratingul și ca țară și ratingul ca fotbal din Moldova. Dar au căzut adversari destul de puternici din campionate puternice, campionate medii europene. Polonia, Croația. Da, sunt foarte. Țări. Eu sincer le doresc succes, vreau ca toate să treacă în faza următoare. Mi-aș dori acest lucru, indiferent dacă sunt adversarii noștri. Eu personal îi susțin și voi încerca să privesc live meciurile, să plec la meciurile lor și le doresc succes și vreau să treacă toate în faza următoare. Da, săptămâna viitoare încep în aventura europeană. Alexandru, cine crezi că accede în turul secund? Eu aș vrea toate echipele să accede în turul următor, dar o să fie greu. Chiar cinstit, o să le urez succes chiar din suflet, o să țin așa cu zarea, dar iarăși ei nu prea au jucători, nu prea au ca echipă, dar sper să același Șerif, același Petrocub, Melsame, eu cred că au șanse foarte mari să treacă în turul următor. Totul depinde cum o să fii motivat și cum o să fii gata psihologic. Aici nu e de acum campionatul Moldovei, trebuie să fie la un alt nivel. O să fie viteze de joc mai mare, alți jucători, dar sper că cineva să facă o surpriză din toate echipele care noi le avem, le urez numai succes. Da. Să nu fie Petrocub cumva cu Osie din Croația, în fine. Bine, într-adevăr, mult succes echipelor noastre în cupele europene. Ioane, tu ai jucat în multe din meciurile naționale Moldovei din acest an. Din păcate, venirea lui Alexandru Spiridon nu a adus un nou suflu
prime reprezentative, care nu a cunoscut gustul victoriei. Fanii își doresc totuși altceva. Cu certitudine vă spun că fotbaliștii își doresc mai mult decât fanii aceste victorii, pentru că rezultatele care le avem, care le are țara noastră, care are selecționată, nu sunt deloc bucurătoare și nu ne mândrim cu acest lucru. Noi suferim din cauza acestor rezultate, încercăm de maximum, iarăși, nu căutăm scuze. Poate avem prea puțini fotbaliști care joacă peste hotare, poate nivelul campionatului intern este sub nivelul țărilor care, contra cărora noi jucăm. Da, n-am câștigat de mult, a fost ultimul meci o remiză cu Armenia. Ca suflu, oricum se simte o dinamică, se vede că selecționata încearcă să construiască, chiar avem și două, trei ocazii clare de gol în ultimele meciuri am avut. Dar, iarăși... Înscriem puțin. Înscriem puțin și nu avem rezultate, nu avem victorii. Toți suporterii așteaptă aceste victorii. Noi ne dorim foarte mult, ne dăruim la maxim. Chiar și ultimele meciuri s-a văzut că am încercat și cu Côte d'Ivoire, am redus de la 2-0 la 2-1, am încercat să căutăm egalul. Nu ne închidem, încercăm să jucăm fotbal, dar iarăși sunt multe nuanțe care, din motivul cărora suntem pe poziția aceasta din clasamentul FIFA. Alexandru, ai jucat și tu la Naționala Moldovei. Ce șanse avem în turneul națiunilor într-o grupă cu Belarus, San Marino și Luxemburg? Șanse sunt întotdeauna, am mai spus, referitor la subiectul din spate. Șanse avem, trebuie să credem în noi, principalul asta, să vede o schimbare foarte bună la Națională ca joc și ca pregătire fizică se vede. Eu m-am mutat toate meciurile online și se vede că băieții vor să se vede că mergem numai înainte. Nu stăm numai în spate, așteptăm ceva noroc. Eu sper că e rău că această pauză nu avem meciuri amicale care se poată să mai strângă echipa, să mai facă ca o echipă. Dar șanse sunt și eu sper să facem surpriză. Da, toți fanii naționale speră. Și o ultimă întrebare, Ion. Dacă toată emisiunea se numește Obiectiv Sportiv, care este acel obiectiv sportiv al lui Ion Jardan care încă nu s-a realizat? Obiectiv sportiv? Desigur, dacă să vorbim obiectivi măreți, nu s-a realizat, puțin probabil că se vor realiza. Îmi doresc foarte, foarte mult, deja, poate cu vârstă, dar îmi doresc foarte mult să câștig un titlu național cu Zimbru. Asta ar fi nu frumos. Cred, numai eu, dar cred că toată țara și-ar dori, cel puțin tot Chișinău își dorește acest lucru. Singura echipă, cea mai iubită echipă din Chișinău. Eu mă așteptam să spui că vrei să participi la un campionat european cu reprezentativa țării. Desigur, cum am spus, obiective mărețe. Dacă vorbesc de campionatul intern, aș dori foarte mult să câștig un titlu cu Zimbru. Mult succes în această privință. Alexandru, ai și tu un obiectiv încă nerealizat? Nu, la ziua de azi aș vrea, ca și cum am spus Ion, să fiu cu Zimbru cât mai sus. Aici îmi dau acum toate puterile, toată experiența mea, vreau să o las la Zimbru și vreau ca să fim mai sus. Când o să fie rezultate, atunci o să întoarcă toți fanii la stadion și că Zimbru, am mai spus, că este emblemă Chișinăului, țării, eu cred că Zimbru este Zimbru. Nu contează în ce fotbaliști sunt și rezultate trebuie să fie. Asta e obiectivul, să fim în primele trei, eu cred. Am înțeles. Este totul real. Mult succes vouă în acțiunile de pe teren, atunci când se va relua campionatul, pentru că, cum am mai spus, o partidă foarte dificilă împotriva celor de la Milsami. Aveți timp să stabiliți relațiile de joc, cu siguranță, până pe 5 august. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea și, încă o dată, multă baftă acolo, pe teren,
în ceea ce faceți. Mulțumim pentru invitație. Domnilor și domnilor, aceasta a fost o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Sportiv. Am discutat cu doi dintre unii cei mai experimentați jucători ai celor de la Zimbru Chișinău, Ioan Jardan și Alexandru Onică. Fotbaliștii încă nu au preferat să plece la odihnă. Toate bune!